Bună seara! În primul rând, vă mulțumesc că ați venit. Ajutați foarte mult afirmarea valorii, criteriilor valoroase. Dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră într-o sală de spectacol, ajutați foarte mult. Dați un exemplu celor care vin în urma noastră, celor foarte talentați, extrem de valoroși, dați un exemplu a ceea ce înseamnă să ai un public în fața care cumpără bilet la un spectacol, ca în orice țară civilizată, și care nu se duce la restaurant să vadă un copil cântând la restaurant, sau să vadă un copil cântând undeva, într-un spațiu de ăsta, unde se bea bere, unde se mănâncă semințe, uite bă, cântă și ăla acolo. No. Noi vrem să vă oferim spectacole valoroase în săl de spectacole. Asta vrem, aceasta este ținta noastră. Nu sponsori. Ce să caute acolo? O reclamă la cârnați. Sau la o pasă de dinți, sau la orice. Oricât de mulți bani ar da. Pentru ce? Nu vrem să ne îmbogățim. Vrem copilul să fie artist pe scena asta, să vină să fie artist. Așa arată un artist. Cu lumini. Cu instrumente. Cu o instalație de cea mai bună calitate. Nu trebuie ca dumneavoastră din sală să fiți perturbați. Vizualul dumneavoastră să fie intoxicat cu uite pensiune, uite, mamă, ce cârnați acolo, șaorma. No, e ceva urât. Asta facem noi. Educăm copiii în spiritul bunului gust. În spiritul valorii. În spiritul cunoașterii valorii. Păi cum să explici unui copil dacă nu-i arăți? Cum să-l faci să cânte dacă tu nu cânti? Cum să-i spui cum trebuie să fii pe scenă dacă tu nu știi cum ești pe scenă? Asta vrem să facem. Și vrem să-i punem în contact direct cu valorile noastre naționale. Pentru început. Știm. Îi știm pe toți. În 29 octombrie la Sala Palatului am organizat Gala Chapeau să-l cinstim, să-l onorăm pe Gabriel Cotabiță, să-i cinstim revenirea la viață. 24, mulțumesc! Mulțumesc! Am organizat Gala Chapeau la Sala Palatului și toți artiștii de Liga I, începând cu orchestra, am alăturat-o bandului lui Andrei Tudor, bunul meu prieten, pe care știu de când era atât, eu sunt prieten cu Ionel, și cu toată familia Tudor, care, precum bine știți, pleacă de la George Grigoriu. De valori, valori. Ce să facă Ionel, care este dirijorul orchestrei radio? El toată ziua este un om confiscat. Este atât de valoros încât este confiscat non-stop. Dirigează orchestra, scrie note, face parte. Vă dați seama. El nu mai are timp să facă marketing. El nu are timp să arate cuiva, uite, domne, veniți la concerte, că uite cât eu sunt de bun, e un om modest, ca și Andrei. Ei nu au timp, ei sunt niște mari valori. Vrem să-i readucem pe scenă. Vrem să-i readucem aici pe scena asta sau pe altă scenă, să cânte cu instrumentele. E o minunăție, e un spectacol fascinant. Ce înseamnă 35 de lei? O pizza, o bere și taxiul până acasă. Serios. Nu, 35 de lei poate însemna să vedeți dumneavoastră ce înseamnă munca unui artist. Cum se pregătesc acești artiști? Eu nu îi numesc mici, că ei nu sunt mici, ei sunt artiști. Artiștii nu sunt mici și mari, mici și mari. Sunt artiști sau nu? Nu sunt mini-vedete, sunt vedetele vârstei lor, categoriei lor de vârstă. De artiști nu mai vorbesc. Noi îi tratăm ca atare. Au cabina lor, discută între ei. Ce ne simțim foarte bine când îi vedem, au niște dialoguri foarte interesante și foarte încărcate de conținut. Conținut, iată un cuvânt cheie, conținut, cultură. Păi cum să facem, fraților? Cultura se face în sala de spectacol. Nu se face în club, cu băutură, cu alcool și cu sunet de furculiță și cuțit. Și artistul cântă. Hai, dă-mă o bere. Mele noastre toate. Ce faci? Dați-mă muzica mai încet. Domnilor. Ok. Ok. Au și lăutarii și muzicanții au locul lor. Să fie sănătoși. Foarte bine așa. Foarte bine. Dar nu duce un copil acolo. Nu duce un minor într-un restaurant sau într-un club să cânte acolo. Un minor. Înțeleg, civilizată nu se poate întâmpla așa ceva. Noi trebuie să obișnuim pe copii
cu acest cadru, cu acest cadru, uite ce frumos este. Am vorbit prea mult. Da. Mulțumesc frumos. Lumea este precum noi. Nu? Noi suntem lumea. Dumneavoastră sunteți aici pentru că rezonați cu mine și cu noi toți care suntem pe scenă. De-aia sunteți aici. Altfel ați stat la meci acasă. Sau nu știu, în altă parte. Deci lumea suntem noi. Așa zice și Sting, care are o părere ușor diferită despre englezii care stau la New York.
And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Pregătiți-vă cu ouă. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane where it my side. Confront your enemies. Avoid them if you can. A gentleman will walk and never run. If manners make a man, and someone said, he's the hero of the day. It makes the system fight for ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. I'm an alien. Mulțumesc frumos. Hai că e mai bine decât la pizza. Și pe mine nu o să mă vedeți cântând vreodată în restaurant sau la nunți. Ăsta întoarce foile. Deci am cântat John Lennon, am cântat. Asta noi punem în legătură pe cei care vin cu marile valori universale. Atât ale noastre, cât și cele de dincolo. Și găsim locul de interferență. Asta facem. Avem și noi valori foarte mari. Avem și noi o parte de muzică. Se numește muzică ușoară, care aia probabil o să ajungă la Târgoviște, la un festival, la romanțelor. Pentru că muzica pop merge în altă parte. Uită-l pe Andrei Tudor, pe George Nații, pe Ionel Tudor, da? Și muzica aia o să rămână. Dar nu o să fie în aceeași zonă. E un public și pentru acea muzică. Mă, rămânța se învârtește, pac, țac, frumos, da, e frumos, e ok, da, nu? Bun, altceva. Noi vă prezentăm o altă, să zicem, the brighter side of the moon, nu the dark side of the moon. Mai departe, un cântec din repertoriul cui altuia decât al lui Ray Charles, ha, ha, ha. Ray Charles, nu? Frumos.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, Georgia on my mind. Georgia, Georgia, I saw all the view, comes as sweet and clear, like moonlight for the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreamless liberty. Georgia, Georgia, no, no peace at all, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dream I see liberty. Georgia, Georgia, no, no peace I've found, just an old sweet song, Georgia, on my mind. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. It's best for us. Vă mulțumesc frumos. Probabil că n-ați mai auzit de mult melodia asta cântată. Ca să nu spun niciodată. Live, cântată live. Trebuie să vă cânt și în limba română, nu? Evident. Nu o să vă cânt Morărița. O să vă cânt o piesă pe care o îndrăgesc foarte mult. Scrisă de un compozitor extraordinar de talentat și de prolific. El este prietenul meu, Dan Constantinescu, aici la mixer, maestru de sunet. Dan Constantinescu, de la care eu am învățat foarte multe în viață, foarte multe am învățat de la el. Îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. Întotdeauna când se întâlnesc doi care vor să facă treabă, învață unul de la altul. Eu îți mulțumesc pentru tot ce am învățat de la tine. Am o singură pereche de blugi și o viață cu mai multe povești. Îți dau multe motive să fugi, dar nu-ți pasă și tot mă dorești.
înțeleg că nu pot să înțeleg. Și mă ierți, dar iarăși greșesc. Și când cad, doar tu mă ridici. Îmi dai aripi să pot să flutez. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase la tine. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase la tine. Fericirea miroase la tine. Fericirea. Mulțumesc, te rog. Poftim, cu plăcere. Cât? Toată viața. Poate vrei să mai scrie pe geam. Te iubesc. Să alergăm prin ploaia de scurs. Să n-am bani. Doar vise să am. Eu să fiu prea tăcut. Tu să asculți. Și oricum să iubești că exist. Și orice ar fi să mă vrei. Dorm niciodată prea trist și să-ți fac dintr-o sfoară cercei. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase a tine. A tine, soție, copil, prietene. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericire, miroase la tine. Fericirea, miroase la tine. Lucrurile mici, atențiile mici, care nu trebuie să lipsească niciodată, vreodată din viața noastră, niciodată. Eu așa vorbesc cu Ancuța. Dă-mi, te rog, un par cu apă, ea spune poftim, eu zic mulțumesc, cât tot timpul. Să mă întreb cât de mult te iubesc. Să nu mai vorbim de trecut. Să te ating, să te simt, să-ți șoptesc. De pe buze să-ți fur un sărut. Și din zile să facem povești, iar din nopți să nu facem trecut. Și când totul e gri, să-mi zâmbești. Să tot fii mereu la început. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericire miroase la tine. Fericirea e simplă, stă în lucruri mici. Fericirea miroase la tine. Fericirea miroase la tine. Fericirea. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Și acum, înainte de a cânta ultima piesă din scurtul meu recital și a începe spectacolul propriu zis, eu am intrat ca să le dau celorlalți aripi, să le dau curaj. Am să opresc claviatura, am să o dau jos și voi cânta ultima piesă împreună cu dumneavoastră. Eu sunt care e Charles acum, unde-o fi butonul ăla? Știți, dar voi știți cum arăta nevasta lui Ray Charles? Știți, ați văzut-o? Da sau nu? Nici el. Mulțumesc frumos, Dan. We don't need no education. We don't need no thought control.
Aici! Lița Ghițelă! Aici, da? Ați înțeles? Only knowledge is just another brick in the wall. Asta am știți cu un altă brick. Sau? Only knowledge is just așa, e bine. We don't need no education. Don't need more. We don't need no cruise control. Vin alegerile. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leader is in love. Ah, ce dureros. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Veți vedea aici niște valori. 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 Sunt niște tineri, nu pot să le spun copii. Sunt niște tineri cărora Dumnezeu le-a pus lumină, așa, le-a pus har, uite așa. Și menirea lor este să stea pe o scenă civilizată. Cum e asta? Și menirea noastră, a celor care pregătim, și menirea dumneavoastră, a celor care îi susțineți, este să fim aici, pe această scenă, în această sală, sau în o altă sală, într-o altă sală. Asta este menirea noastră. Altfel îi vedem în restaurante. Ei vor să cânte. Ei vor să fie puși în valoare. Merită. E normal, e firesc, nu? O să-i vedeți prin mall-uri. Ăia trec cu plasele. Și ăia cântă acolo, săraci. Și cântă, cântă, domnule. Nu. Trebuie să învățăm să... Nu dumneavoastră, da? Dumneavoastră sunteți aici. Da? Să dați mai departe acest mesaj. Trebuie să învățăm cu scena. Și dumneavoastră trebuie să reveniți în sala de spectacol. Și noi vă promitem că vă vom da spectacole uluitoare de fiecare dată. Acesta este doar un început. Și îl invit în scenă pe Eduard Ungureanu. Bună seara și bine v-am găsit. Toți sunt cu finaliști pe la Next Star, pe la... Da? Uitați-vă aici. Nu este absolut nicio diferență între noi doi. Nicio diferență. Noi avem același suflet. Suflet de artist. Succes, Eduard. Mulțumesc. Nimeni
și nimic nu ne poate despărți. Ți-o spun, deși nu e prima oară, azi toată ființa mea te cheamă. Locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, ți-o spun, deși nu e. I'm gonna make it.
Exact ce v-am zis. Îți mulțumim. Îți mulțumim frumos, Eduard. Mulțumesc și eu. Mergem înainte și o chemăm în scenă pe Irina Colomei. Care dorește o scurtă pauză între melodii. Succes, Irina!
mulțumesc. Să știți că atunci când Dan Constantinescu, compozitor, maestru de sură de astăzi, ne-a propus să facem Asociația Respect în 2008 sau în 2009, noi am debutat cu un festival. Festivalul s-a numit Dor de Munte, ediția 1. Anul ăsta facem ediția 8-a. Noi când am făcut Asociația Global Human Recovery, Global Human Recovery, recuperăm omul. Îi dăm întâlnire omului cu omul. Omul care e. Nu ăla am făcut. Ce spui, bă? Dai-mă din gură. Noi vrem să vă dăm întâlnire cu dumneavoastră și copilului vrem să-i dăm întâlnire cu copilăria și cu lucrurile valoroase. Și noi când am început să facem Global Human Recovery, tot așa, am făcut un festival mare, am avut o lansare de disc și de carte, soția mea scriitoare, poeta Anca Dionisie, și am avut un turneu european. Am fost invitat la Institutul Cultural Român de la Paris, Viena, Zurich, Lyon. În această zi, în această seară, o altă asociație culturală se naște. Cu această ocazie, cu acest spectacol. Asociația se numește Art Respect. Partenerul nostru în organizarea acestui eveniment, Art Respect. Asociația este compusă din doamna Moisa, Elena, care e acolo? Poftiți, doamna Moisa, poftiți. Președinta asociației. Câteva cuvinte scurte. Bună seara! Să știți că am foarte mari emoții. Este primul eveniment în calitate de organizator. Mi-am pus sufletul în acest eveniment, bineînțeles pentru copii și dăruind copiilor. Am învățat, fiindcă de aproximativ 3 ani, am luat contact cu lumea aceasta a muzicii, a artei, prin copilul meu. Majoritatea din sală știți. Este vorba de Darius. Mulțumesc! Și luând contact, așa să spun, în permanență, îmi cer scuze, v-am spus că am emoții, nici nu m-am gândit. Vă rog să-mi suflați. Nici nu mi-am făcut un discurs, chiar nici nu m-am gândit ce o să spun. Am zis, dacă voi urca pe scenă, o să spun ceea ce simt în momentul acela. Și așa cum vă spuneam, am remarcat, participând la concursuri, festivaluri, diverse evenimente împreună cu Darius, că copiilor trebuie să le dăruim mai mult. Nu numai educație, să-i ducem la școală, să-i îngrijim dacă au un talent și să-i sprijinim. Vă mai rog ceva. Și fiți alături de Asociația Culturală Art Respect. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Moisa! Cine poate să urmeze după un asemenea discurs decât Darius Moisa? Bună seara și bine v-am găsit! Thank you.
Mulțumesc! Mulțumesc! Îți mulțumim și noi, dragul nostru Darius. Mulțumesc, o invit în scenă.